Bună! În acest video vom rezolva o problemă de geometrie, de asemenea de tip grilă, și uh, ce constituie un posibil subiect de examen sau, de ce nu, de teză. În figura alăturată este desenat un fragment de mozaic format din triunghiurile ABC, acesta hașurat, DEF acesta mare, cu proprietatea că punctele ABC C sunt mijloacele segmentelor CF, AD respectiv BE. Raportul dintre aria triunghiului DEF și aria triunghiului ABC este. Haideți să vedem cum putem să o rezolvăm. Dacă aveți... Uh, Răbdarea să vizionați până la final și totuși aveți o altă idee, nu ezitați să ne scrieți în comentarii. Propunerea rezolvării este următoarea. Plecăm de la faptul că A este în mijlocul lui CF, B în mijlocul lui AD și C mijlocului BE și folosim proprietatea medianei și anume că mediana într-un triunghi împarte bă, triunghiul inițial în două alte triunghiuri cu arii egale. Așadar, haideți să vedem cum putem să exprimăm aria lui DEF în funcție de aria lui ABC pentru a calcula acest raport. Dacă A este în mijlocul lui CF, în triunghiul E FC, AE A, e este mediană. Astfel că aria triunghiului EFA este egală cu aria triunghiului EAC. Următoarea informație din ipoteză. C este mijlocul segmentului BE. Deci, în triunghiul ABE AC este mediană, iar aria triunghiului ABC este egal cu aria triunghiului EAC. Din primele două relații de egalitate a celor ariilor celor trei triunghiuri rezultă că aria triunghiului EFA este egală cu area triunghiului EAC, egală cu aria triunghiului ABC. Ne mutăm în celelalte triunghiuri exterioare uh, acestui triunghi hașurat ABC. Știm că B este mijlocul lui AD. Deci, în triunghiul FDA. FB este mediană și area triunghiului FBA egal cu area triunghiului FBD. Și o notăm cu relația numărul 3. De asemenea, știm că A este mijlocul segmentului FC. Asta înseamnă că în triunghiul BFC. BA este mediană și aria triunghiului BFA egal cu aria triunghiului ABC. Notăm și relația aceasta cu numărul 4. Din următoarele două relații notate cu 3 și 4, rezultă că aria triunghiului FBA este egal cu aria triunghiului FDB egal cu aria triunghiului ABC. C. Deci, toate celelalte triunghiuri exterioare formate au area egală cu area triunghiului ABC. Acum ne mutăm pe ultima parte, exteriorul triunghiului ABC, pe partea aceasta cu latura BC, și noi știm că C este mijlocul lui BE. Asta înseamnă că în triunghiul. DBE de ce este mediană și aria triunghiului DBC este egal cu aria triunghiului DCE Mai știm că B este în mijlocul lui AD, ceea ce înseamnă că CB este mediană în triunghiul CAD. Deci aria triunghiului ABC este egală cu area triunghiului DBC. Din aceste ultimele, dou ultimele două relații uh, aflate, înseamnă că area triunghiului DCE este egală cu area triunghiului DBC și egală cu area triunghiului ABC. În acest moment, avem uh, celelalte triunghiuri ce formează triunghiul mare DEF exprimate în funcție de aria triunghiului ABC. Și astfel putem uh, calcula raportul aria triunghiului DEF e cât șapte triunghiuri ABC, șapte mulți cu aria triunghiului ABC. Împărțim la aria triunghiului ABC pentru a ajunge la raportul uh, căutat și obținem că aria triunghiului DEF supra aria triunghiului ABC este egal cu 7. Verificăm răspunsurile și observăm că varianta cu 7 se află la litera D. Deci, tot ce trebuie să facem la final este doar să încercuim litera D. Aceasta a fost explicația rezolvării acestei probleme mulțumesc că ai urmărit dacă ți-a plăcut și ai avut ceva de învățat din aceste explicații mulțumim să ne apreciezi cu un like ne vedem imediat cu o nouă rezolvare a unei noi probleme, rămâi aproape și noi uh, aducem o nouă provocare, pa pa!